Bun găsit, dragă comunitate! Îți zâmbesc. O să revin și cu mesajul zilnic, un pic mai târziu, chiar dacă este la prânz. V-am zis că voi înregistra de fiecare dată atunci când voi avea posibilitatea să fiu alături de voi. Aș vrea să vă împărtășesc o pictură pe care am creat-o în urmă cu ceva săptămâni, două, trei săptămâni, dar vreau să o împărtășesc cu voi înainte să ajungă la casa ei. Vă reamintesc de aceste picturi personalizate care se creează pe baza datei de naștere și pe baza numelui și sunt onorată că pot lucra prin aceste două mâini cu culorile sufletului vostru și să las inspirația pe care o primesc de la sufletul vostru să curgă în astfel de picturi. Iată aici ne întâlnim cu... Sper să se vadă bine, dar acum se vede bine, cu misterul sacrului feminin. Este dedicată acestei energii, această pictură. Să vedem să găsesc o poziție în care să se vadă bine, da? Jos este sistemul de chakre. Aici avem Yin și Yang. Cele două energii, această ființă este, are cele două chakre foarte bine dezvoltate. Ea reușește să ducă această energie telurică, sacra mamei pământ, din energia kundalinii pe toate celelalte chakre și iată se creează copacul vieții și se creează soarele conștiinței cristice, soarele de iubire, care rodește, iată, în soarea vieții, simbol sacru în care sursa vieții a așezat întreaga sa împărăție, da, este cuprinsă în floarea vieții și bineînțeles cheia vieții care este un simbol foarte puternic, alchimizator, care transmută energiile de vibrație joasă de oriunde s-ar afla pus acest simbol și în mijloc avem lapis lazuli, piatra adevărului divin, dedicată chakrei a cincea, piatra regilor și a reginelor folosită în Egiptul antic în bijuteriile regale. Aici avem ochiul atotvăzător, omnipotentul, omniprezentul, pentru a amplifica această energie. Albastru este empatia compasiunii și este culoarea empatiei și a compasiunii divine, a conștiinței cristice, iar aici avem rozul, iubirea necondiționată. Drag suflet, vreau să împărtășesc și mesajul acestei picturi cu tine, pentru că aceste picturi, toate aceste picturi, au mesaje personalizate venite de la înger pentru sufletul la care va ajunge. Și aș vrea să-l împărtășesc cu voi. Am să vă citesc, pentru că l-am scris aici. Haideți să văd cum în pictura, ca să puteți să o vedeți. Misterele sacrului feminin. Această pictură este patronată de energia Arhanghelului Gabriel, cel care aduce veștile bune. Mesajul angelic de iubire și de fraternitate, libertate, îmi împlinește profund ființa. Lapis lazuli, piatra regală a exprimării adevărului divin venit din infinit. Când ochii sufletului meu spre infinit au privit, universul mi-a vorbit. Iată locul unde te-am zămislit, în lumină și iubire pentru a fi nemurire. În Alfa și Omega eu m-am contopit și darul celui sacru pentru eternul divin l-am primit. Am strălucit și în infinit o sferă de lumină am devenit, pentru a mă uni cu cel iubit. Am fost nimic și am fost totul în inima Universului. Apoi o stea am devenit ce cobora pe pământ din infinit. Îngerii m-au îmbrăcat în albastru cerului din înalt, luna pe frunte mi-au așezat și soarele plin de dor în spațiul sacru al inimii mi-au revărsat. Ca să văd, așa ca să... Așa, nu știu cum să o țin, să o vedeți. Dar haideți mai bine să citesc mai departe, pentru că pictura ați văzut-o. În spațiul sacru ei au sădit iubirea. Mi-au dat de veste că această sămânță va crește și va exista prin dragostea ce în inima mea o voi purta pentru tot ceea ce mă va înconjura. Cu multe daruri m-au desăvârșit, mi-au dăruit surâsul florilor, mi-au dăruit parfumul zorilor, mi-au dăruit magia culorilor, mi-au dăruit muzica universurilor, mi-au dăruit frumosul omenesc ca să-l tranșet prin spiritul celest.
Sămânța, rădăcina a făcut, un firicel a și crescut, în timp ce iubirea mea se manifesta spre tot ceea ce mă înconjura. În inima mea, puterea iubirii tot creștea și într-o floare cosmică se transforma. În spațiul sacru al inimii, petalele se extindea și floarea vieții înflorea, încununând ființa mea. Soarele, plin de dor și lumina, a cuprins-o cu iubirea din inima mea. Timpul rodului a sosit. Fiorul iubirii a fost de foarte multe ori înflorit, dar niciodată nu a rodit, îl aștepta pe cel iubit. Soarele plin de dor a luminat și drumul spre cel iubit i-a arătat. Îngerii drumul îi netezeau și cu iubire și cu lumină o călăuzeau. Cu fiecare pas pe care el făcea, în Dumnezeu de cel iubit se apropia. L-a întâlnit pe cel iubit, din universul celeste venit. Cunună de lumină se iaștearnă și în divin să se unească. Unirea lor dumnezeiască a făcut fiorul iubirii să florească și să rodească. În unul ei s-au contopit și sufletul și l-au desăvârșit, prin cheia vieții s-au unit. Fiorul iubirii să-l reînvie de câte ori vor fi împreună în aceeași călătorie. Dragii mei, acesta a fost mesajul de la Înger venit din infinit pentru pictura Misterele Sacrului Feminin. Iată că această pictură se relevă și o împărtășesc cu bucurie cu voi. Vă reamintesc că și voi puteți să ajungeți în posesia unei astfel de picturi, dacă vă doriți o pictură energetică creată pe baza datei voastre de naștere și pe baza numelui vostru. Am să vă fac cu drag. Vă mulțumesc că aveți răbdare, pentru că există o listă de așteptare. Aveți răbdare, însă iată ce minuni se nasc prin voi și iată ce frumoase sunt culorile sufletului vostru și simbolistica care vine și sunt onorată că pot să fac, să fiu un canal prin care sursa să lucreze cu culorile sufletului vostru. Vă zâmbesc și vă las în detaliile acestui video contactul meu de WhatsApp, unde puteți să-mi scrieți pentru picturile energetice personalizate. Zi plină de bucurii vă doresc!